În parcul Ghirăiești abia mai găseai un loc pentru fript carnea. Pentru că grătarele special amenajate nu făceau față numărului ridicat de băcămoni, unii și-au adus grilul de acasă. Relaxarea a fost mai mult pentru persoanele de sex feminin, cu fumul și focul pentru prepararea cărnii, luptându-se mai mult bărbații. Băieții tot timpul fost cei mai buni în grătar agii. Fetele unde sunt? Fetele la muncă, la băut, că beau mai mult ca tații. La grătar numai bărbați. La grătar ei specialiști. Datorită soarelui arzător, unii s-au îndreptat și spre piscină pentru a se răcori. Prima oară în acest an când vii la piscină? Da. De ce ai ales să vii azi aici? Vremea, prietenii, da. Cine ai venit? Simona cu prietenii mei. Și acest tânăr a încercat apa din piscină pentru prima dată în acest sezon. Ale șocază că e cald, e bine. În timp ce unii și-au făcut datoria de alegător și au trecut pe la secția de votare înainte de a ieși la relaxare, alții au ezitat. Ați și la aer să vă relaxați un pic? Da, trebuie să mergem și la vot. Nu? De dimineață am fost. Nu mi-a ajuns tușul. Nu mergi? Nu știu. De ce? Mă abțin. Crede-mă, este... Da, nu știu. Nu știu cu ce ar schimba. Faptul că aș merge la vot. Până acum două săptămâni nici nu știam ce se votează, sincer. O parte dintre ei au spus că se vor mai gândi. Până la 9. Seara este timp, votăm. Urnele vor rămâne deschise până la orele 21, așa că dacă n-ați apucat să treceți pe la secția de votare, mai aveți timp.